Salutare, dragi pasionați ai cafelei! Bine ați venit pe primul canal de YouTube din România dedicat cafelei de calitate și modului în care poți seta propria ta cafenea de acasă. Din categoria episoadelor mai teoretice, o să vorbim astăzi despre crema din espresso, da? Și o să avem și o mică parte practică, să spunem. Dar care e povestea cu crema din espresso? Discuțiile despre crema din espresso au început aproximativ prin anii 1950, când Gaggia a scos pe piață un espresor care reușea extracții la presiune mult mai mare decât tot ce se întâmpla pe piață în perioada respectivă. Da? Această extracție sau acele extracții pe acele espresoare la acea presiune au făcut ca la finalul shotului de espresso să apară deasupra acea peliculă pe care în momentul de față noi o știm cu denumirea de cremă, care de fapt nu este cremă, ci este, ca și în cazul berii sau al băuturilor carbogazoase, mai degrabă o spumă. Oamenii, nefiind obișnuiți cu acel aspect în shotul de espresso, aspect cu care noi suntem azi foarte familiari, au început să întrebe, ok, dar ce e treaba aia care stă deasupra cafelei? Iar Gaggia a reușit să facă, să scoată din toată treaba asta cu o tentă negativă, să scoată ceva pozitiv care a rămas practic întipărit în comportamentul băutărilor de espresso, și anume a zis că acea peliculă este de fapt crema cafe naturale, adică cremă naturală de cafea, cremă, da? Pentru că el a folosit denumirea de cremă, pentru că în realitate nu este o cremă, ci este o spumă, da? Foam în engleză, dar a rămas denumirea de cremă. Ce este de fapt acea cremă? În urma procesului de prăjire, în cafea se întâmplă niște reacții chimice. Reacții chimice care produc dioxid de carbon. Cu cât cafeaua este mai prăjită, cu atât ea produce, are în consistența ei, în componența ei, mai mult dioxid de carbon. În momentul în care se face acea extracție concentrată la presiune foarte mare, apa adună dioxidul de carbon din cafeaua măcinată și îl duce în cafeaua lichidă, în extracție. În momentul în care cafeaua lichidă ajunge în ceașcă și presiunile acelea din extracție dispar, practic acea cremă se ridică deasupra și se formează. Din ce este formată acea cremă? Cum spuneam, este vorba din dioxid de carbon, care iese în evidență în urma unor reacții chimice. Practic, o spumă normală. Ce este de fapt o spumă normală? Sunt bule de aer care sunt captive, sunt făcute captive de niște componenți numiți tensori. Da? Acei tensori sunt componente care iubesc sau nu iubesc apa. Cei care iubesc apa se așează cu fața la apă, cei care nu iubesc apa se așează cu fața la bula de gaz. Da? Și practic adună presiune pe bula de gaz și o izolează, da? Și practic spuma aceea este bulă de gaz, da? Prinsă de acei tensori. În cazul cafelei, bula de gaz este format de dioxidul de carbon. Deci gazul este dioxidul de carbon. Cine sunt acei tensori? Acei tensori sunt de principiu cofeina sau cei mai mulți sunt niște substanțe numite melanoide, adică sunt substanțe care se produc în urma procesului de prăjire. Niște degradări ale, să zicem, ale proteinelor. Da? Aceste melanoide, acești tensori, practic izolează bula de gaz, aca dioxid de carbon, și apare acea spumă pe care noi o numim cremă. Din punct de vedere chimic, este ceva asemănător, cum spuneam, cu berea, da? Pentru că berea este tot un produs de fermentare și de este tot produsul unei reacții chimice, nu e de prăjire, este de fermentare, dar tot o reacție chimică care produce niște substanțe.
Și are și ea gaz în ea, da? Pentru că bulele acelea este acidulată, da? Are la bază niște gaze. În momentul în care berea iese din sticle sau din acele butoaie unde a stat sub presiune, practic se formează spuma aceea deasupra. La fel și la băuturile carbogazoase, da? Deci tot ce are aer sub presiune și niște componente care pot acționa ca niște tensori, apare acea spumă care, mă rog, în timp se disipă. Dar cam aceasta este istoria cremei. Bun. Culoarea și aspectul și grosimea cremei diferă în funcție de gradul de prăjire al cafelei și de tipul cafelei. Da? Cu cât o cafea este mai prăjită, cu atât produce mai mult dioxid de carbon, cu atât va avea mai multă cremă deasupra. Acum, dacă e să vorbim despre tipuri de cafea, cu cât cafeaua are mai multă robusta în componență, deci dacă avem un blend care are în componență arabica sau robusta, sau arabica și robusta, cafeaua doar arabica va avea cremă mai puțină decât un shot de espresso produs din robusta sau un blend care conține robusta. De ce? Pentru că, în definiție, robusta este capabilă să producă mai mult dioxid de carbon în urma procesului de prăjire și pentru că robusta conține mai puține uleiuri esențiale și grăsimi. Uleiurile și esențiale și grăsimile din cafea disipă crema, da? Deci ele acționează ca o neutralizare a acelor tensori, da? Iar robusta are mai puține uleiuri și mai puține grăsimi, dar mai mult dioxid de carbon. Deci, în definiție, mai puține substanțe care pot distruge crema și mai mult gaz, dioxid de carbon, care creează crema. Deci, acea cremă este mult, mult mai vizibilă într-un shot de espresso care, v-am zis, are la bază și robusta. Deci, odată e dat de tipul, varietatea cafelei, da, ramura ei, dacă e arabica sau robusta, și de gradul de prăjire. Cu cât e mai prăjită, cu tare mai mult gaz, dioxid de carbon, deci mai mult potențial pentru cremă. Bun, ca să facem vizual treaba asta, o să extragem un shot de cafea care are la bază Etiopia, da? Deci o cafea care, până în definiție, nu este foarte cremoasă, nu este foarte corpulentă și ca și prăjire nu se prăjește foarte mult și nici nu nu este la atât de solubilă, să zicem, ca o Brazilie pe care o vom testa imediat după, da? Deci o să vedem ce fel de cremă o să obținem. Facem extracția aici. Da? Deci, Etiopia, o cafea care, cum spuneam, nu este caracterizată neapărat printr-o solubilitate foarte mare. Ar trebui să ne dea ceva din zona aceea nu foarte corpulent. Deci crema ar trebui să fie una mai puțin persistentă și mai subțire. Bun. Așa ar arăta o extracție din această cafea. Crema există. Are o grosime. Deci se vede. Da? Avem. Nu este doar așa o chestie deasupra cafelei foarte diluată. Deci se vede. Are o grosime. Gândiți-vă că acest pahar are un diametru destul de mare. Da? Deci extracția nu este pe verticală, ci extracția este pe orizontală. Am făcut-o special așa doar pentru a se observa chestia asta. Dacă ar fi fost un pahar cu o gură mai îngustă, am fi avut un strat mai mare de cremă, dar se vede clar crema care se separă de cafea și care, pe măsură ce timpul trece, se diluează. Bun, ce o să facem acum? O să facem o extracție folosind o Brazilia. Da?
Și nu numai că o să folosim o Brazilia, dar o să folosim un single shot. Să vedem ce obținem. Curge foarte frumos, foarte frumos. Bun. Ia uitați ce avem aici. Deși a trecut un pic de timp de când am extras-o, n-a trecut suficient timp încât crema să se estompeze sau marginile au rămas. Deci cumva acesta a fost potențialul acestei cafele de cremă. Uitați-vă în schimb la această Brazilie, care practic este și single shot, adică aici am extras, este rezultatul unui dublu, da? O extracție la dublu care a curs în același pahar. Aici avem o extracție la simplu. Da? Uitați câtă cremă are. Deși aici este jumătate cantitativ din cafeaua de aici, da? Deci aici 40 de grame, aici sunt 20 de grame. Bun. Pe lângă faptul că aceasta e o Brazilie, asta înseamnă că este mai solubilă, asta înseamnă că este prăjită un pic mai intens decât această Etiopie. Aceasta este o prăjire light, aceasta este o prăjire medie. Da? Pe lângă asta, această cafea are mai mult de 2 săptămâni de la prăjire, pe când această cafea a fost prăjită ieri. Bun, ce înseamnă? Înseamnă că această cafea care a stat 2 săptămâni, s-a degazat, adică a pierdut dioxid de carbon din componență. Cafeaua, pe măsură ce timpul trece, se degază, adică începe să piardă din gazele pe care le are în componență. Acelea se evaporă. Și cele bune și cele mai puțin bune. Dioxidul de carbon se evaporă și el, da? Deci asta înseamnă că o cafea prăjită după un timp mai lung va avea mai puțină cremă la extracție decât o cafea care este mai recent prăjită. De ce? Pentru că cea mai recent prăjită are mai mult dioxid de carbon în componență. Deci aici avem o cafea prăjită mai intens, dar și o cafea proaspăt prăjită. Da? Dacă aici deja începe să se estompeze crema, aici nici măcar nu dă semne că s-ar estompa. Ia. Nici măcar nu dă semne că s-ar estompa. Și din nou, aici este jumate din cantitatea de cafea extrasă în această ceașcă, da? Ambele extracții sunt corecte. Culoarea și modul în care arătau crema la finalul extracției arătau că extracția s-a făcut corect, da? De asemenea, culoarea cremei acestei cafele este mai deschisă decât a celelalte cafele a Braziliei, tocmai datorită gradului sau din cauza gradului de prăjire. Aceasta fiind mai light, deci o cremă mai deschisă la culoare. Aceasta un mediu, deci mai intens prăjită. Crema are o culoare, dacă aceasta era gălbuie, maronie deschis, aceasta este gălbuie închis spre maroniu. Bun, să vedem ce se întâmplă. Dacă modificăm extracția, este aceeași Brazilie, aceeași cantitate de cafea, în schimb, altă măcinătură. O măcinătură mai grosieră, da? Deci asta înseamnă un alt tip de extracție. Fiind o cafea proaspăt prăjită, adică la o zi de la prăjire, are încă cremă. Destul de generoasă. Dar uitați-vă la culoare. Este din același lot, aceea zi de prăjire, același profil, da? Aceeași cafea. Uitați-vă la această culoare și uitați-vă la această culoare. Totul a
Toată schimbarea a constat din măcinare, da? Am folosit aici o măcinătură mai grosieră, deci practic extracția a fost mult mai rapidă. De aici și cantitatea de dioxid de carbon extrasă, care este mai mică, da? Asta înseamnă o altă culoare a cremei. Și o cremă care se va, deși apare destul de generoasă, o să vedeți că se va estompa înaintea acestui pahar care este și mai vechi, da? Deci are deja niște minute bune. Aceasta, uitați-vă, este intactă, da? Fiind extracția corectă. Acesta, în schimb, pe lângă culoarea pe care o are, o să vedeți încet, încet, ia uitați, că o să înceapă să se estompeze. De ce? Pentru că nu am extras-o în aceeași... Deci, practic, asta nu este o extracție corectă. Deși, poate, vizual vi se pare că arată bine, este datorită faptului că este o cafea proaspăt prăjită și o brazilie solubilă. Dar, în mod normal, o să vedeți că o să dispară crema. Deci, aceasta nu este o extracție corectă și nici la gust nu o să aibă gustul care trebuie. De ce am făcut lucrurile astea? Pentru a înțelege rolul cremei într-o băutură de espresso. Este bun? Nu este bun? O cremă care arată bine vizual, da, și un shot de espresso care arată bine vizual, arată că ea a fost extrasă corect. Da? Deci dacă arată bine, înseamnă că în parametri am extras-o corect. Dar este crema bună? Este ceva ce vrem să bem? Ca și în cazul berii sau al băuturilor carbogazoase. Berea arată bine cu acea spumă deasupra, da? Deci vrei în momentul în care ți se toarnă bere și în mod clar, dacă berea nu e veche, dacă n-a stat în pahar 20 de minute și este proaspăt scoasă din butoi, ai spumă, da? Nu vrei, nu, ți se pare că n-arată bine și nu este un exemplu de prospețime dacă n-are spumă, dar pe de altă parte nu vrei să bei spumă, da? Adică dacă te duci și în paharul de bere ți extrage... În halbă îți extrage o băutură care jumătate este spumă, nu o să-ți placă, pentru că nu vrei să bei spumă, da? Deci impactul vizual este unul pozitiv, da? Vrei să vezi acea spumă la bere, acea cremă la cafea, da? Espresso arată mai bine îmbrăcat așa. Din nou, este o dovadă, cantitatea corectă de spumă și de cremă este o dovadă a unei extracții corecte. Nu vrei o bere care n-are spumă deloc, nu vrei o bere care are jumătate halbă numai spumă. La fel și la cafea. Nu vrei un espresso care n-are cremă deloc, nu vrei un espresso care e jumate cremă. Asta înseamnă o cafea arsă. Deci în momentul în care un shot de espresso este jumate cremă, da, și se poate obține chestia asta, înseamnă că este o cafea mult prea recent prăjită, mult prea intens prăjită și poate cu mult prea multă robustă. Asta înseamnă mult prea multe componente care generează dioxid de carbon și cremă, da? Iar acea cremă nu este neapărat dezirabil să fie în cantități foarte mari, ca și în cazul spumei la bere. Bun. De ce? Pentru că este amară. De ce este amară? Pentru că în cazul cafelei, gazul. Dacă în cazul berii avem, nu știu, bula componentă este aerul sau ceva de genul acela, adică nu, gazul nu este ceva foarte amărui. În cazul berii, cum am spus, bula de aer și componenta generatoare de cremă este formată din dioxid de carbon. Da? Carbon nu este ceva, este un rezidu, este o componentă a procesului de prăjire și de ardere. Nu este ceva plăcut gustului, este ceva amărui și bitter. Prea multă cremă generată de o extracție prea intensă, de o cafea prea prăjită, de o cafea cu robusta sau mult prea multă robusta, va da un gust amar. Cum puteți experimenta treaba asta? Păi, extrageți două șaturi și apoi adunați crema, da? Din unul din ele. Adunați crema și apoi gustați șatul respectiv. Da? Deci, dacă gustați, dacă am fi avut două extracții mici, așa, și dintr-una am fi adunat, uitați, da? Dioxid de carbon solubil, da? Dacă am face chestia asta, am vedea că shot-ul acesta va fi mult mai puțin bitter decât shot-ul din care n-am adunat crema. Am explicat de ce. Bun, deci revenind. Am aflat ce este crema, am aflat, da? De fapt nu e cremă, este o denumire care a fost promovată într-un mod ingenios de un om ingenios,
da, care a creat foarte multe lucruri și în domeniul cafelei ingenioase, dar care în realitate nu e cremă, ci e spumă. Da? Deci, it's not a crema, it's a foam. Doi la mână. Este rezultatul dioxidului de carbon. Da? Este rezultat de dioxidul de carbon. Multă cremă, mult dioxid de carbon. Da? Este mai vizibil la cafelele prăjite și la cafelele care conțin robusta, care, până definiție, are potențial de a genera mai mult dioxid de carbon și are mai multe substanțe, are mai puține substanțe care nu distrug crema. Robusta, având mai multe uleiuri și grăsimi, care atacă tensorii, deci distrug crema. Este vizual plăcută? Este. Este dovada unei extracții corecte? Este. Ba chiar, dacă guști o cafea cu cremă și una fără, unii ar zice că cea cu cremă este mai plăcută ca textură. De ce? Pentru că crema e mai consistentă, deci dă o anumită textură. Se simte într-un fel mai plăcut în gură. E bine să fie acolo, dar după prima înghițitură, cea care are mai multă cremă și care a dat poate un mouthfeel mai plăcut inițial, o să vedeți că va pierde teren în detrimentul unui shot care nu a avut acea cremă și care poate n-a avut acea senzație pe gură, dar nu a avut nici acea amăreală. Crema, am aflat ce este, este bună să fie acolo într-o anumită cantitate. Culoarea și cantitatea ei ne dau informații despre acea cafea, despre cum a fost prăjită, cum a fost extrasă. Prea multă cremă, prea prăjită, prea mult extrasă, prea puțină cremă, prea slab extrasă sau mult prea puțin prăjită. Da? O cremă în abundență, amăreală. O cafea cu mai puțină cremă, dar extrasă corect, adică cu mai puțină cremă, dar care are o cremă într-o cantitate decentă și mai deschisă la culoare, adică nu e foarte prăjită, va avea un gust mai plăcut. Deci cam ăsta este mitul cremei. E frumos să-l vedem. L-am extras cum trebuie, nu prea mult, pentru că ne dă amăreală. De ce? Pentru că are la bază dioxid de carbon. Și dioxidul de carbon este un produs de ardere și prea mult înseamnă prea amar. Sper că v-a fost util video, sper că ați înțeles cum se treaba cu crema din espresso și ce rol are ea și cum a fost generată. Dacă considerați util video-ul, dați-ne like, dați-ne subscribe, distribuiți-l prietenilor, colegilor, cunoștințelor și vă așteptăm cu feedback și comentarii și nu știu, să ne dați sugestii despre ce teme din aria cafelei am mai putea aborda pentru a face subiecte interesante pentru voi. Mulțumesc și ne vedem în video-ul următor.